am avut în față un adversar care este un adversar valoros, dar probabil că încă nu și-a intrat într-o formă maximă. Cred că sunt bucuroși că au câștigat un punct. Eu am pierdut două, dar am felicitat echipa pentru că a făcut o partidă foarte bună, exactă. Atât în prima repriză cât am dat posibilitatea adversarului să aibă 20 pe poartă, este clar că joci cu Rapid și este normal să fie așa, că au jucător valoros și în componență, dar în repriza a doua am dominat total jocul și trebuie să marcăm. Am avut o dublă ocazie foarte mare, trebuie să marcăm, dar asta este fotbalul. Probabil că vă va face sâmbăta viitoare cu Craiova. Cât de mare este totuși bucuria că, iată, prin muncă și iar muncă, sunteți pe locul 2, singura echipă neînvinsă, cea mai bună defensivă și dominați o echipă care își dorea pentru prima dată să câștige acasă în acest sezon. Se adorează în exclusivitate băieților, muncii noastre consecvente care se face la Oțelul Galați, în ciuda comentariilor sau a răutăților care se aruncă în curtea noastră. Curtea noastră, să știe toată lumea că este curată și în curtea noastră se face performanță. Performanță la maximum. Și acest rezultat nu poate să mă bucure așa de tare. Un punct, deși trebuie să câștig câte puncte, pentru că mi s-a accentat un jucător foarte grav, Chiera, care a și debutat, n-a debutat, a început din start. Da. Și nu știu cum a fost faza de s-a accentat și am informații că este destul de grav. Îmi pare foarte rău pentru el, dar îl susțin și își va reveni, fiindcă e tânăr și e dornic de a face performanță. Și un băiat foarte, foarte serios, care nu face niciun compromis de a face performanță. Am văzut că ați și vorbit cu Chira atunci când era dus spre ambulanță. Ce ați spus copilul? Pentru că am spus că e băiatul meu și îl susțin până la capăt. Fiindcă eu l-am adus de la Dej, eu l-am promovat, am avut încredere în el să joc în acest joc, să încep cu el din start, în startul jocului, așa că sunt dezamăgit, sunt supărat că s-a accentat. Ce s-a întâmplat la acel cartonaș galben? A venit din gesticulări, nu mai știu, că am făcut și eu gesticulări, sigur, la mine nu o să prea să accept gesticulări, dar mi l-a dat pe merit, am vorbit cu arbitru și secundul sau al patrulea arbitru mi-a spus că e a doua sau a treia oară când am gesticulat la adresa arbitru și mi-a dat galben pe merit. După ce s-a discutat în această săptămână, încercați și dumneavoastră, nu știu, să vă mai cenzurați anumite trăiri, pentru că trăiți așa cu pasiune fiecare. Dar nu știu, m-am spus, nu știu de ce interesează pe foarte multă lume de la un moment dat ce se întâmplă în curtea mea acolo, pentru că observatorul de joc n-a spus nimic, observatorul arbitru n-a spus nimic. Au venit comentarii și toată tevatura asta a fost pe comentarii unor analiști care și-au spus cuvântul. Ce pot să spun? Au dreptul să-și spună părerea. Eu voi fi probabil, mi s-a făcut la comisie de disciplină. Voi vedea ce pedeapsă iau, dacă merit pedeapsă, dacă nu, sigur. Ei, trăirea jocului care sunt puțini oameni care pot să înțeleagă acest lucru, indiferent câți ani au în televiziune, e pe bancă să fii fotbalist, să joci toată viața fotbal, să fii pe bancă, să trăiești, să vrei să câștigi, este cam greu pentru unii și de aceea nu sunt supărat absolut deloc pe ei, pentru că știu că nu înțeleg acest fenomen. E foarte greu de înțeles. Așa să comentezi, să-ți dai cu părerea, bun. Eu mă rog pentru ei ca să se înțelepțească Dumnezeu, să nu mai își dea cu părerea tot timpul. Și mai ales colegi de-a mei care, ei știu foarte bine că ce este fotbalul. Unii au început cariera de antrenor și nu le-a prea mers, au schimbat macazul, meseria, așa că eu le doresc la toți multă sănătate și să-și facă emisiune în continuare și noi să fim neviși multe mici. Acesta ar fi mesajul pe care vreți să-l transmiteți oamenilor? Spuneți de cei care tot vorbesc. Băieții pe teren văd că nu sunt de acord cu tot ceea ce spune foarte multă lume. Ei se simt foarte bine. Eu știu că în vestiarul meu este o atmosferă propice performanței. Că mai ies și eu din sărit, este normal. Este normal. Fiecare om ăla minte care nu recunoaște că nu șese din pepen câteodată. Dar asta este. Am tras-o, n-a suferit echipa, am suferit eu foarte mult, dar
am atâta putere ca să trec și experiență ca să trec. Ce a fost o perioadă grea pentru dumneavoastră să priviți? Păi când, eu știu, apropiații tăi, nu apropiații mei, că n-am fost, chiar dacă am fost colegi, n-am fost niciodată prieten cu niciun coleg din generația de aur, care au declarat așa despre mine, bineînțeles. No. Nu am fost absolut deloc, n-am fost prieten. Ei se dau prieten cu mine, dar eu n-am fost prieten cu ei. Am fost coleg de generație. Da, dar prieten niciodată. Așa că eu am mers înainte, ei merg pe drumul lor, ei merg pe drumul meu. Ce să le spun? Încă o dată le doresc multă sănătate și să-și facă ratingul cât mai prosper. Raportat la ceea ce s-a jucat astăzi, drumul dumneavoastră este către play-off? Asta a fost un obiectiv îndrăznesc, pentru că anul trecut am fost foarte aproape de play-off. Este cale lungă, drum lung, mai este până la a fi în play-off, dar, cum am spus, o luăm pas cu pas, meci cu meci și băieții au înțeles mesajul meu și e important ca ei să fie absentament, să nu fie accidentați. Din păcate, încă o dată regret această accidentare a lui Chira, dar voi mai aduce doi jucători care să întărească echipa. Mulțumim. Și eu mulțumesc. Mulțumim.